Și fructariana noastră. Bună dimineața, Ruxandra Luca. Dimineața. Eu mănânc sâmburi. Toți? Absolut toți. Păi tata zicea că e bine că da, da? De, o mână de sâmburi e... Na. Toți? Serios? Da. Am înțeles. Și sâmburii de cireșe? Nu, ci că ar fi toxici. Citeam păi recent niște păi statistici. Am mâncat în copilărie, ar trebui să luminez acum pe întuneric. Crede-mă pe cum. Da. E doar o ciclicitate pe care cumva și tu o cunoști. Ce ne-a adus astăzi la părințeală? Episodul 2 din jurnalul Avei, pe care l-am început săptămâna trecută. Uh-huh. Vedem așa și descoperim lucruri noi împreună cu asta mica mea. Lucruri pe care eu mi le amintesc sau mi le reamintesc de la ceilalți doi copii. Și azi vedem cum putem să pregătim frățiorii mai mari pe ceilalți copii din casă pentru venirea bebelușului în familie. La voi a fost destul de simplu, dar voi să spunem că ați fost niște norocoși, pentru că de obicei sentimentul de gelozie naște o frică de abandon în cazul celui care deja este puiul vostru și trebuie lucrat în zona asta. Dar voi ați fost dintre cei norocoși, ba chiar ați găsit un ajutor în băieții voștri pentru surioarelor. Norocul l-am descoperit după ce am adus-o pe asta mică acasă, după ce s-a născut. Dar dacă ți-amintești tu că vă tot povesteam pe parcursul sarcinii, nu erau dintre cele mai bune sentimente din partea băieților. Adică Albert n-a primit vestea bine. Albert, care are 11 ani, a fost foarte îngrijorat la început pentru nesomnul lui, pentru ce va urma și nu știi, că a zis că se mută în garaj. Și da. A zis pe bune că se mută în garaj. Acum a renunțat la idee. Și a renunțat. Bine, a renunțat și noi că noi am renovat garajul. Dar nu, chiar a renunțat complet și a renunțat din propria inițiativă pentru că își dorește să aibă grijă de asta mică. Dar ce am făcut eu? Ce cred că a fost un lucru bun pe care am reușit să-l fac în perioada aia în care el era așa îngrijorat și nu-și dorea și nu-și dorea? Nu i-am spus niciodată, Doamne ferește Albert, cum așa, dar un bebeluș e minunat, dar o să ne lumineze viața. I-am zis, ok, te înțeleg, hai să așteptăm să vedem, eu îți promit că nu o să te pun nici să schimbi scutece, nici să o hrănești, atât. Nici să ții o slujbă la 11 ani ca să ne ajungem asta, cu banii. I-am spus atât, mami, o să am pretenția de la tine să fii un bun exemplu pentru surioara ta și pentru Aris. Ceea ce în mare parte a timpului este, nu este întotdeauna, cred că și asta a fost cheia. Adică l-am lăsat pe el singur să descopere că avea o surioară. De fapt, e un lucru minunat, că așa s-a dovedit la noi și nu e ceva ce trebuie să-i bagi copilului pe gât. Hai să vedem imagine, episodul 2 din jurnalul surioarei. Da. La neață. Ava mică a fost tare bine primită la noi în familie de către băieți. Adaptarea asta în momentul în care apare un nou membru al familiei nu este mereu lină. Astăzi vedem ce avem de făcut ca atunci când vine bebelușul, totul să decurgă bine. Da, frățiorul cel mare poate să experimenteze un soi de gelozie care este firească. Până la urmă și noi adulții simțim un soi de gelozie când apare cineva sau ceva nou. Și atunci, ca să-i facem adaptarea mai ușoară, eu le propun părinților să facă un pic de pregătire pentru această tranziție. Fie că vorbesc mai mult cu copilul înainte de naștere, poate chiar experimentează un joc de rol cu o păpușică. Adică mami umblă, mai face mâncare, dar mai ține și o păpușică. Uite să vezi cum o să fie, cum o să se întâmple. Vrei să o ții și tu? Aris, cum e Avi? Cine e Avi? E cea mai dăguță? Da. E surioara ta? Ce fac eu foarte drăguț cu copiii? Fac un joc cu lumânările. Adică iau o lumânare și spun, uite, asta este lumânarea tatii. Și lumânarea, iau altă lumânare, lumânarea mamii, uite, se aprinde cu dragostea ei de la tati și uite, ele rămân la fel, dragostea rămâne la fel. Și uite, ai venit tu și ai luat lumină de la noi și uite, dragostea noastră a rămas la fel. Vreau cu ea? Păi, ce faci deci, tu? Deci dansez, o pup pe frunte sau pe cap. Așa.
mă uit la ea, bine, asta îmi fac mereu când o văd, nu mai stau și mă uit la ea. Putem să-i aducem mic cir, cadouașe simbolice, uite, asta ți-a trimis o surioara ta pentru când o să vină sau frățiorul tău, să vorbim cu ceilalți membri ai familiei sau cu, familiei sau cu prietenii, să nu vină acasă și să dea atenție doar bebelușului, o, ce drăguț e, și să stea și să-l ignore. Dacă aduc un cadouaș pentru cel mic, să aducă și pentru celălalt. Dar o diferență ideală există care să ne scutească de orice gen de probleme? Nu cred că există o diferență ideală, pentru că atunci când copiii sunt foarte mici, apare rivalitatea mai mult și părinților le este foarte greu că amândoi solicită, toți copiii de fapt solicită câte ceva, și când copilul este foarte mare, se poate simți supra-responsabilizat. Dacă vine de la el, în primul rând, dacă vine de la el și e pasiunea lui și uite, poate chiar îi plac copiii mici și spune nu, chiar îmi doresc să fac asta, este în regulă. Dacă avem o urgență, iarăși este în regulă, că nu putem să excludem asta, dar dacă punem un copil să aibă grijă de alt copil, asta se numește supra-responsabilizare. Ah, și eu. Stai, dai, că așa facem noi, în general. Reacție în lanț. Reacție în lanț. Stai, dai ei pupici, eu îți dau ție. Azi face, domino. Hai. Imagini drăguțe de familie, dar o să-i le arăt avei când o să crească și o să zic, bă, te albeau ăștia când erai mic, tu vrei să duri, să vezi de treaba ta, și a pupăcios mai rar, să știi. Am văzut mulți frați, deși și fetița mea era foarte protectoare cu frasul. Dar de la fetițe cumva te aștepți, dar de la Albert nu m-aș fi așteptat niciodată. În condițiile în care, dacă îl pup eu, penibil, mam, păstrează distanța. Să mă vadă colegii că am venit cu mama, da. Dar uite, cu mijlociu nu e așa. Deci cu Aris, ca să nu pară că mamă, totul e atât de ușor, lapte și miere, Aris are momente în care trebuie să fiu foarte, foarte atentă, pentru că simte că atenția e pe ea și ar avea și el nevoie de atenția mea. Da, e o nevoie de atenție pe care ei și-o manifestă în fel și chip, chiar și atenția negativă am învățat foarte târziu, pentru ei e ok, exact. De-aia fac și prostioarele alea, cumva să te scoată din minte. Mi-aduc aminte că la un moment dat la Tudor am vrut să-l învățăm să doarmă singur. Așa. Și evident că nu voia și plângea și aveam timing, știi? Adică lăsăm 5 minute să iaune și după aia vedem ce se întâmplă, că poate într-adevăr e ceva. Și cum ați scăpat de copil? Foarte greu, ideea e că după primele 10 minute de aplicat teoria a venit sora sa mai mare cu 4 ani și a zis: nu înțeleg de ce ați mai făcut un copil dacă nu sunteți în stare să aveți grijă de el, n-au zis că plânge. Da, e complicat, adică trebuie să dăm explicații de genul ăsta. Mulțumim tare mult, Luxandra Luca, rubrica de părințială pe propria piele, adică noi nu vorbim din gândurile altora, ci pur și simplu arătăm aplicat ce se întâmplă în familia, iată, tot mai numeroasă a Luxandrei Luca, pentru că vorbele spun că ea nu se oprește la 3, ci vrea neapărat, nu? Chiar da. Mihai nu se uită, sigur că e în mașină și cu treabă. Deci, am înțeles. Deci imediat... Fac 4, Răzvan. Deci îmi doresc din tot sufletul. Vă zic, chiar îmi super doresc. Da, iată, da. Să fie tot fată, să fie la paritate. Aș vrea, dar până o să fie copil și al meu. Am înțeles. Deci cam când, ca să știm exact când ne aș mai aștepta un pic, dar nu-i bai. Oricum știți că eu vin până în ultimul moment, da, și deci apoi imediat. Deci în 2-3 ani, iară Luca... Și să fie la aceeași sesiune de alăptat, să nu-i mai știi. E păcat, adică n-are sens. Să nu mai fie pauză. Da, vezi? Unii patru, alții niciunul. Nu zic mai multe. Mulțumim tare mult, Ruxandra. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața să mai povestim. Stai cu noi.